încercăm să promovăm această atitudine a mamelor. Este cunoscut faptul că alimentația cu lapte matern este mult mai benefică decât orice alimentație artificială, orice substituent al laptelui nu are proprietățile laptelui matern. În această cauză, orice unitate sanitară în care funcționează servicii de maternitate sau îngrijiri pentru un nou născut trebuie să urmeze 10 pași și să asigure, să aibă o politică scrisă cumva, un protocol care să promoveze alăptarea la sân, cunoscut de întreg personalul din unitatea respectivă, să pregătească acest personal pentru dobândirea abilităților și cunoștințelor necesare implementării acestei politici. Să învețe mamele cum să alăpteze și să mențină lactația, chiar dacă sunt separate de copii. Din această cauză, trebuie să mențină mama și copilul împreună pe o perioadă cât mai lungă de timp pe parcursul zilei și să nu ofere nou-născuților nicio formă de mâncare sau băutură în afara laptelui matern, cu excepția cazurilor în care există contraindicații în acest sens.